Rareori mi s-a întâmplat să întâlnesc un om atât de hărăzit de Dumnezeu. Emil Botta era frumos, de o frumusețe stranie, cu o frunte înaltă, cu niște ochi imensi, de culoarea lacurilor nordice. Era delicat, tandru, dar era un mare actor și un mare poet, un genial artist. Un singur lucru nu i-a dat Dumnezeu. Știința de a trăi, de a se adapta. Exista o ruptură atât de dureroasă între natura lui și alcătuirea atât de nedreaptă și de strâmbă a lumii acesteia. Și neavând această știință de a se adapta, îmi dau seama că până la urmă Dumnezeu ne-a hărăzit pe noi, pentru că noi ne-am bucurat de darurile Lui. Oriunde apărea Emil Botta, toți ochii erau îndreptați asupra lui. Sigur că de cele mai multe ori cu nesfârșită admirație și respect. Dar aceste priviri erau primite de el ca pe o povară. Și atunci închidea ochii și încerca să se izoleze de tot ce era în jurul lui și se retrăgea în singurătatea lui bântuită de fantasme. Atât de mult îl obosea acest lucru că se știa privit, încât devenea palid și fruntea îi se acoperea de broboane de sudoare. Eu am avut prilejul să stau de câteva ori în preajma lui. La niște repetiții la radio am făcut un film, dar mai ales am făcut cu domnia sa un recital de poezie la sala de concerte a radiodifuziunii. Eu recitam prima parte și domnia sa în partea a doua. Vă dați seama că eram pierită de emoție știind că Emil Botta mă ascultă. Dar în partea a doua eu am avut privilegiul de a fi spectator și de a-l asculta cum recită. Este impropriu spus recită, cum recrează poezia, cum recrează starea care a dus la poezie, pentru că Emil Botta era o stare de perpetuă poezie. Emil Botta era o perpetuă stare de demnitate, de durere, dar de durere mântuitoare.